aduceți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Dumneavoastră ați ales și eu cred că ei așa sunt. Dar îndată ne-am rugat pentru ei, că ne-am rugat și până acum, Domnul să-i umple mereu cu Duhul Sfânt. La programele astea, la slujbele astea, e frumos, e sărbătoare, așa cum v-a spus. Cântări frumoase, voi dintotdeauna ați cântat frumos, îi dulă mai laud. Predicile, cum le auziți? Felicitări! Eu vreau să se mai întâmple ceva. Pavel îi spunea lui Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de ceata prezbiterii. Vreau ca la rugăciunea de consacrare Domnul să vă dea darul din Duhul Sfânt. Am experimentat asta. Când un frate mi se plângea, frate, eu nici nu știu să predic bine, voi mă ordinați, n-am niciun dar. Și în momentul când frate se ruga pentru el, el acolo stând pe genunchi, avea vedere de la Dumnezeu. Imediat în săptămâna aceea pleacă într-o altă localitate, departe, spre București, intră într-o familie de credincioși. Și când intră în casă, Domnul era tot vedenie, dar el n-avea vedenie până la ordinare. Și când intră în casă, sora de casă spune, frate, să-mi spui acum aia ce vedenie ți-o arăta Dumnezeu. Frumos, la ordinare, să vă facă Domnul lucrător plin de Duhul Sfânt. Ieri am fost la o rugăciune, ne-a rugat în mod special pentru două surori. O mamă tânără, mama 3 copii, în urma unui accident, are crize des de epilepsie. Din 5 mai des, fratelor, cad inconștient, mă lovesc, mă trezesc în salvare plină de sânge, mi-e milă de tot, mi-e milă de copii, vreau să vă rugați pentru mine. O a doua tânără, termina liceu, fată frumoasă, am scos de ieri de la spitalul de psihiatrie, aude voce, aude glasuri, fuge pe drum, are comportări tare ciudate, până când familia a internat-o la spital și acum e sub sedative. Cineva a învoit de la un doctor și a întrebat, dar unde vrei să duci el? La rugăciune. Spune doctorița, mai duci el? Da. Și au venit. Am cântat, ne-am mărturisit, și înainte de rugăciune, un proroc bătrân se ridică și ne spune, noi știam asta, dar au vrut să ne aduc aminte. Fraților, acest doi de dragi nu este decât cu rugăciune și cu post. Nu se teme de legitimație, nu se teme de diplome, nu se teme de procesul verbal de la alegeri. Ăsta, doi de dragi, este cu rugăciune, post, autoritate de la Duhul Sfânt. Așa să aveți cu voi. Doamne ajută! Undeva la dealul un frate terorizat familia, nevasta. O sunat pe un frate aproape în fiecare zi, o lună. Frate, nu mai pot, veniți până aici. Să duc niște frați până acolo. Și nevasta ne spune, vedeți că e foarte agresiv. Aseară a dormit legat cu tinge de la tir. Ne temem de el. Și când intră frații ăștia în casă, gazda se duce la un proroc și spune, păi când îți trag una cum aia, prorocul spune, stai jos acolo. Domne, ca un mier să pun jos. A urmat o rugăciune, Dumnezeu nu e eliberat, e bine și în ziua de azi. Are nevoie Dumnezeu de oameni plini de Duhul Sfânt. Așa să fiți voi. Doamne, ajută la asta. A rămas la cuvântul care l-a citit fratele Vasile aici. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. S-o citi și de unul Petru. Ispravnici ai harului felurit. Deci voi administrați tainele lui Dumnezeu și harul felurit al lui Dumnezeu. Vi-l dați vouă să-l administrați. Parcă curios ați întreba, mai aveți taine descoperite de la Dumnezeu? Care e ultima descoperire tainică care v-a dat-o Dumnezeu? Că asta trebuie să faceți. Admit ispravnicul, nu-i stăpânul.
ispravnic e administrator, manager, cum se spune acum în termenii ăstea. Deci voi nu sunteți patroni. Voi sunteți slugi. E bun? Și dacă slujiți bine, vă puteți să luați și titulatura de rob netrebnic. Vă place predica? Dacă ați împlinit tot ce trebuie să împliniți, suntem rob netrebnic. Voi sunteți niște ispravnici. Biserica e a lui Hristos. El a câștigat-o cu sângele Lui, e proprietatea Lui și vă dă și vouă, pe lângă ceilalți frați, aveți și voi grijă de turma mea și de oile mele. Ce se cere unui ispravnic? Versetul 2. Să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Aș vrea să revin la versetul 2. Dar ce se mai cere la un ispravnic, spune aici Pavel? Să aveți întotdeauna un cuget curat. Veți avea parte de cel puțin trei judecăți de care vorbește aici Pavel. Întâi e judecata de sine. Eu am în dreptul meu întotdeauna, numai la cine. Și după ce predic, mă gândesc, măi, acum, băi, trebuie să spun aceea. Asta nu trebuie să spun, nu a făcut bine la biserică. Eu mă judec pe mine. Slujirea mea, eu o judec. E bine că mă judec. E judecata unui scaun omenesc de judecată, spune aici. E judecata adunării. Când veți veni aici să predicați, așa cum mă judec oamenii ăștia pe mine, eu mă judec câte capuri, atâtea minți, atâta judecăți asupra mea. Așa o să fiți voi judecați. Și nu aveți ce-i faci. Ce-i faci dacă el te judecă pe tine? Numai trebuie să ai un cuget curat. A treia judecată. Cel care mă judecă e Dumnezeu. Trebuie să suportați judecățile astea. Întotdeauna să aveți un cuget curat. Eu spun amin. Să fiți smeriți. Smeriți. Că Pavel vorbește aici că trebuie să te așezi. În ce stă smerenia asta? Niciunul din voi să nu treacă peste ce e scris. Având un pic de slujbă, o să vină tot felul de oameni cu desnegări. Frate, dar asta e voie? Dar dacă s-a întâmplat așa, de cine aș avea voie? Feriți-vă să vă dați desnegări care nu sunt Scriptură. Că răspundeți pentru ele. Noi trebuie... Despre mine am vorbit, spunea Pavel, în icoană de vorbire și de mine, de apostol. Prin noi să înțelegeți, să nu treceți peste ce e scris. Țineți minte, asta înseamnă smerenie. Poți să ai funcția și slujba care o ai. Nu ai voie să ieși din Scriptură. Trebuie să fie atâta de smerit. Spune aici Pavel, să nu vă păliți cu unul împotriva celuilalt. Nu faceți concurență. Nici în predică, nici în cântare, nici în slujire, nici în dărnic, nu faceți concurență. Și nu polarizați puterea. Copilul cu mai multe capete e un monstru. Pavel îi mulțe pe cei din Corint. Unul spunea, eu sunt cu Apollo, eu sunt cu Cifa, eu sunt cu Pavel. Nu. Noi toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Hristos e capul bisericii, noi suntem slujitori, suntem egali. Doamne ajută-ne la asta. După puterea și darul, cum ar spunea fratele aici. Și apoi mă spunea cuvântul Domnului, un alt act de smerenie. Că ce te face deosebit? Ce ai care să nu fi primit? Și dacă ai primit, ce te lauzi ca să cum n-ai primit? Nu știu ce daruri aveți voi. Nu știu ce calități aveți voi. Dar dacă le aveți, le aveți pentru că le-ați primit. Și mulțumim Domnului pentru ele. Nu ești mai deosebit cu nimic. Nu. Ești un om normal, Dumnezeu a găsit o cale să te așeze într-o lucrare, să-ți dea un dar, să-ți dea o calitate, anumite abilități. Dar le-am primit. Nu-s de la mine. Doamne, ajută-ne să fim smeriți. Să n-aveți restanță în lucrare. Că nu știi la ce piaț vine stăpânul să-ți ceară socoteala. Nu știi când vine. Într-o zi vine stăpânul și spune de socoteală de isprăvnicia ta. Să n-aveți restanță. Ceea ce vă spune Domnul, să lucrați cu inimă curată. Doamne ajută!
mă întorc puțin la versetul 2. Încolo ce se cere de la ispravnic este ca fiecare să fie destul credincios în lucrul încredințat lui. Și ca să nu uit, mai citesc un verset, tot de credincioșie vorbește aici. Și spune așa, femeile, aici la nevestele voastre se referă. De asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Iată cu o calitate comună. Credincios în versetul 2, credincios și din coace. Aș vrea să vorbesc foarte puțin despre credincioșie. E o roadă a Duhului. Roada Duhului din potrivă, Galateni 5:22, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, credincioșia și înfrânarea poftelor. Despre credincioșia asta aș vrea să vorbesc succint. Ce înseamnă credincioșie? Ținerea unui legământ, respectarea unui angajament. Asta e credincioșia. Întâlnim credincioșia în cel puțin patru relații. Relații de prietenie, trebuie să dăm dovadă de credincioșie. 2. Relații profesionale, spune Pavel Tit acolo, să dea dovadă de o adâncă credincioșie între angajator și angajat. Să nu fură nimic, să lucreze ca să nu ar fi stăpânul de față. Credincioșie în logonă și căsătorie. Te-am logodit cu mine pentru totdeauna, spune Osea 2:19. Prin mare credincioșie, bunătate. Credincioșie în viața de familie, în Maleahii 2:15. Nu ne-a dat unul Dumnezeu. Și ce cere acest Dumnezeu? Sămânță dumnezeiască. Luați seama ca niciunul de voi să nu fie în mintea lui necredincios, neveste din generețe, că Dumnezeu a fost martor. Trebuie credincioșie în relațiile de familie. Credincioșie în relația cu Dumnezeu și în slujirea în biserică. Aici trebuie multă credincioșie. Cum se exprimă credincioșia asta? Tot acum ai închei, la finisit. Cum se exprimă credincioșia asta? 1. Prin slujire. În Iosua 24:14, slujiți Domnului cu teamă și credincioșie. Credincioșia voastră față de Dumnezeu și față de biserică la care Dumnezeu v-a chemat, se exprimă prin slujire. Trebuie să slujiți Domnul cu teamă, cu reverență, cu adorare. Psalmul 92, versetul 2. Să cântăm dimineața bunătățile tale și noaptea cântăm credincioșia ta. Slujim cu adorație, cu bucurie, slujim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Cu pregătire. În Psalmul 119, versetul 134, învățăturile tale se întemeiază pe credincioșie. Îți spus aici credincioșia cu învățătura la un loc. Veniți pregătiți la slujbă. Veniți pregătiți. De ce predicam despre jertfea? Jertfele ceremoniale, o încetat. Există o altă varietate de jertfe. Roman 12:1, aduceți trupurile voastre ca jertfe. Corinteni 13:16, nu uitați binefacerea, zărnicia, că jertfe ca acestea plac lui Dumnezeu. Psalmul 50:23, cine aduce mulțumiri ca jertfă mă prosnăvește. Nu mai sunt jertfele ceremoniale, dar principiul jertfei rămâne. Și în principiul jertfei vorbim de valoare. În Samuel 24:24, David spune, cum să aduc o jertfă ca să nu mă coste nimic? Când aduci o jertfă, trebuie să te coste ceva. Vorbim de valoare, vorbim de atitudine și vorbim de calitate. Mielul pascal se lua din ziua 10-a, se păstra până în ziua 14-a. Se uita evreul roată împrejur la aspect. Se uita la sănătate și 4 zile pregătea jertfa. Când aducem o jertfă în casa Domnului, o aducem pregătită. Ia spuneți-mi voi, corul ăsta, cântarea asta, ați cântat-o acum prima dată? Ați încercat-o acum, nu? Nu, păi, știu că nu. Cât repetiți, dirijor, cântentios, mofturos, nu întoarce înapoi, nu le place, nu? Că trebuie pregătită. Și predica trebuie pregătită. Și orice slujire în adunare trebuie pregătită. Asta înseamnă credincioșie.
credincioșia, în Psalmul 119, versetul 138, spuse împreună cu învățătura. Domnul să ne ajute la asta. Trec peste alte gânduri de credincioșie și aș vrea un gând legat de credincioșie. Probabil numai unul. Eu m-am așezat credincioșia într-o diagramă cu trei coordonate. Așa ca la gramatică. De timp, de loc și de mod. Care știe asta? Căste. Da? Am așezat credincioșia pe coordonata timpului, trebuie să fie o permanență. O permanență. Psalmul 100, versul 5. Credincioșia lui ține din neam în neam. Apocalipsa 2 cu 10. Fii credincios până la moarte. Îți voi da cu luna vieță. Credincioșia în Ieremia e comparată cu un brâu. Credincioșia e brâul coapselor tale. Și în Ieremia 13 spune Domnul Ieremia, Ieremia cumpără un brâu, încinge-te cu el și umblă cu el. Și umblă Ieremia câteva zile, spune Domnul, du-te de brâu în groapă lângă râu. Păi o groapă, pune-l în groapă. Ieremia e proroc, ascultă. După multe zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia și a zis, du-te de groapă brâu să încinge-te cu el. Ieremia capitolul 13, întâmplarea asta. Se spune Ieremia, m-am dus, am dezgropat, dar iată că brâul era scurtat și nu se mai putea scurta. Eu asta am predicat la credincioșia în familie. Că nu poți să fii fidel odată sau odată nu. Și iar eu săptămâna viitoare credincioșia și iar eu infidelitatea săptămâna viitoare. Măi, brâul se strică. În slujire același lucru. Nu poți să fii măsuros. Când slujești, când nu slujești. Când vrei, când nu mai vrei. Eu după ce am fost ordinat în adunare, eram mai tânăr, mai iute și mai mândru, m-am supărat pe frați și mi-am dat demisia. L-am sunat pe fratele Moroși, în brus de casă. Frate Vasile, am dat demisia. Ăsta nu mă ascultă, m-au pus numai așa din paie în fața lor, nu mă ascultă. Am făcut bine? Măi, n-ai făcut bine, măi. Dacă Iona sărea cu capul în jos, îl mâncau rechine. Dar Iona a spus, aruncați-mă voi. Aruncați-mă voi, ca să nu fie sinucidere. Ai dat demisia, ai să plătesc, în ziua de azi plătesc. Toate sinusoidele cerea. Când sus, când jos, când vreau, când nu vreau. Măi, credincioșia pe coordonata timpului trebuie să fie o permanență. Struziți Domnul și azi, și mâine, și marți seara, și joi seara, și când e adunare, are fi plină, ai să conduci, și când ai să fii șepti frață în adunare, ai să conduci, că nu ne interesează numărul celor cu care cârmuim. Ne interesează să fim credincioși în lucrul în care am fost chemați. Da, frate Dorin? Doamne ajută! Dorin și Filip. Și celălalt mult slujitor de aici. Domnul să ne ajute. Și credincioșia asta în permanentă naște reputație. În Neemia 13:13 spune, o citat niște oameni la care le mergea numele pe Sfânt Credincios. Peste 10 ani, peste 100, nu știu când vine Domnul, să aud despre voi că sunteți credincioși. Doamne ajută-ne! Pe coordonata timpului, credincioșia e permanentă, în fiecare zi. Pe coordonata locului, aplicând versetul 2, fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Psalmul 78, versetul 37, n-a mai fost credincios legământul făcut. Voi aveți un lucru. Ați fost credincioșia, e o roadă. Eu am acasă pom, am livadă. Acum frumos, au înflorit, deja au început a lega, cunoaște, zarzările. Eu încă n-am văzut în grădină pom, n-am văzut un ciret să pândească la un măr. Bă, să facă mie, sau să nu facem nimic. Nu cu de la înălțimea lui să se uite, băi, zarzăra seara face ceva, și numai eu să fac nuci, el nu face nimic. Nu. Fiecare la locul lui. Mărul face miere, el îți vede de rodul lui. Cireșul face cireșul. Nu cum ați spus, dar eu ca diacon, dar va fi de ce face păstorul? Dar prorocul ce face? Dar dirijorul, de ce nu acolo are petiție? Eu n-am voie de să... Dar nu-i treaba ta. Nu-i treaba ta și face altul. Fiți-vă încredințat un lucru și trebuie să fii găsit credincios în lucru încredințat. Spuneți amin?
fi coordonată de mod. Efeseni 4:15. Și credincioși adevărului să creștem în dragoste. Dumnezeu să ne arate. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Eu spun amin. Nu sunteți stăpâni, nici noi, nici unul. În biserica la mine și în biserica mea. E biserica lui Iisus Hristos, pe care El o câștigat cu sângele Lui. Asta noi o puțin, o trebuie să vorbim de suferințele Domnului. Suferințe mari. Noi suntem niște ispravnici, niște administratori. Gestionăm o moștenire care ne-a dat-o Domnul pentru o vreme. David a slujit celor din timpul lui. Și fratele Pavel spunea că timpul nostru se duce, nu? Eu știu că se duce. La noi suntem în aceeași acțiune. Vrem să mai ordinăm frate. Trei frate suntem trecut de 64 de ani. Cei care sunt lângă noi, de aproape lângă noi, vrem să ordinăm și noi. Noi când am ordinat, ne-am spus, noi căutăm două calități. Caracter și carismă. Caracter și carismă. Am găsit oameni cu carismă. Predică bine, Domnule, prezintă frumos, recite poezii. Este fum în urma lor. Nemulțumire acolo, nemulțumire acolo. Aud ei, i-am chemat, i-am spus, măi băiete, am auzit că ai luat de putare, vezi că stai unghiile din carne, dacă îi zgârii pe frate. Eu mi-am propus, m-am gândit în mintea mea să-i ordinez. Ai o perioadă de timp să schimbi, dacă nu, nu pot ordinarea. Avem un doi frați foarte, foarte pocăiți. Domnule, că până la învornul să prezinte, el trebuie să reprezinte biserică, la o mormântare, la o slujire publică. Și acum ne rugăm, Domnul, Doamne, dă-ne caracter și carismă la slujitori. Prioritar se pare că totuși rămâne caracterul. Mă rog, Domnul, vouă să vă dea un caracter frumos, o carismă de la Duhul Sfânt, sunteți niște ispravnici, sunteți niște administratori și fiți credincioși în lucru în care vi s-o încredințat. Doamne ajută! Amin! Fratele Vasile, mă rugați să continuăm slujba de ordinare. În vederea acestui lucru, aș vrea ca să ne ridicăm cu toți în picioare. Invităm pe cei trei frați să vină aici în față. S-am convenit cu fratele Pavel și cu fratele Vasile. După ce dumneavoastră hai încercat să veniți aici în față, stați un pic mai depărtați ca fratele să poată să-ți așeze mâinile pe capul dumneavoastră și chemăm în față toți prezbiterii și păstorii ordinați să vină aici în față, ne rugăm cu punerea mâinilor pentru ei. Înainte însă de aceasta, îndemnul meu este să facem o rugăciune pe toată adunarea. Frații mei, pe oamenii ăștia-i deschem acolo. Când aveți necazuri, când aveți nevoie de o rugăciune, de o consiliere, ei fac parte din echipa asta de slujire, de cârmuire. Pe umerii lor așează Dumnezeu cârmuirea adunării. Nu știu dacă ne veți chema pe mine, Pavel-i mai departe, ei sunt cu voi. Îi veți chema noaptea când aveți nevoie, îi veți chema ziua, vă veți mărturisi. De aceea, aș vrea să facem o rugăciune cu toată adunarea. Rugați-vă pentru ei, pentru familiile lor. Că spunea cineva că noi toți mergem pe soția, numai conducătorul, presbiterul merge pe trotuar. Că toți se uită cum e nevasta, cum e încălțată, cum e îmbrobodită, cum e spetele. Poate ar trebui să ne uităm mai mult la noi și să ne rugăm mai mult pentru ei. Doamne ajută-ne la asta!